Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt Alpaca AK, Daragiu, și astăzi am să vă învăț o lecție foarte, foarte importantă pe care eu unul mi-aș fi dorit să o aflu acum mult timp în urmă, pe când eram într-a 8-a și ba chiar și într-a 12-a, dacă stau să mă gândesc bine, când mă holbam pe tavan cu telefonul în mână, pierzându-mi viața pe YouTube și frecându-mi creierul cu următoarea întrebare, și anume: cum dracu iau eu examenele astea nenorocite, nu am habar nimic, meritați e useless, nu am chef să fac nimic și mai sunt și prost pe deasupra. Bine, mai puțin ultima parte, de fapt. Știi ceva? Mint, chiar eram prost, dar poate tu nu ești. Poate ești. Ioan Slaviș făcea pe nebun în 1881. Stresul te omoară cu zile. Ei bine, dragul meu legionar, astăzi este o zi importantă pentru tine. Peste foarte puțin timp ai un examen de dat și de data asta stresul te cuprinde. Mama ta te sună din 5 în 5 minute la telefon să te întrebe dacă înveți, știi, cu toate că te joci, iar profesorii te presează cu ușa, cum că dacă nu iei nu știu ce notă în examen, vei deveni o dezamăgire pentru familia ta și implicit pentru întreaga rasă umană. Vei ajunge cel mai probabil un tractorist și nu mai zic de asemenea că vei fi și exilat pe fundul pământului lângă toți cei care au făcut ca tine. Bine, poate nu chiar așa de dramatic, dar să mor eu dacă nu mă simțeam fix la fel în vremea aia. George Bacovia era un poet cu capul vraiște, a lansat plumb în 1916, o poezie cu un cadru funebru și trist care este înscrisă în curentul simbolist plumb. Cele trei reguli importante. Bun, 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 fii atent la mine, nu mă pierde cu privirea, ești atent? Bun. Astea sunt întrebările pe care trebuie să ți le pui înainte de examen, fratele mele. 1. E ok sau nu să înveți totul pe ultima sută de metri? 2. Să încerci sau nu să copiezi cu riscul să obelești? Și 3. Cum să nu te caci efectiv pe tine de emoții în timpul examenului și să-ți menții calmul. Iar partea cu căcuța e adevărată. Dacă o să vă treacă vreo diarie explozivă cumva fix în timpul examenului, Dumnezeu să te binecuvânteze, fratele meu, că nu mai ai nici o șansă. Așa că te rog eu, asigură-te că nu-mi calci pe urme și mănânci iaurt stricat cu o seară înainte. Dacă nu vrei să repeți istoria mea, numai că de data asta în examenul și în pantalonii tăi. 1920, anul în care marele prozator Liviu Rebreanu hotărăște să scoate Ion, un roman care surprinde viața satului ardeleanu. Marea întrebare, și anume: e ok sau nu să înveți pe ultima 100 de metri? Ei bine, fii atent aici că răspunsul meu s-ar putea să te ilumineze. Tobele, vă rog! Bată masă că n-am tobe. Da și nu. De ce? Îți dau eu cel mai bun exemplu, care e logic oricum, dar eu în clasa 8-a eram bâtă la mate și știam ceva la română, dar atât. Ei bine, atunci am făcut meditație cu un domn super drăguț de la care chiar am învățat și înțeles matematica. Iar la română am făcut cineva de la care nu am prea înțeles mare lucru, dar am făcut din timp. Practic tot anul ăla cu examenul, totul frumos, deci nu pe ultima 100 de metri, dar nici cu 3 ani înainte, adică clasa 5-a, drecu, cum fac alții. Iar în examen am luat o notă de proful meu de mate, i-a picat fața, și anume 10, 10 curat. Eu ăla care nu treceam la mate. Iar la română, 8 ceva neimportant, dacă vreți povești cu profii mei din generală, pe care pur și simplu îi uram și încă îi urăsc, cu preponderență proful meu de mate, scrieți-mi în comentarii și mă ocup. Bun, acum, întrebarea rămâne. Bro, examenul este peste câteva zile și n-am făcut pic de meditație. Ce să fac? Ei bine, asta este parte din neglijența ta, în primul rând, dar mai există speranță. Nu dispera, dar Agiu e aici să te ajute. Fii atent, că vine și partea a doua din povestea mea, și anume examenul dintr-a 12-a, un examen la mate, română și biologie, unde eu am învățat absolut nimic. Până cu o săptămână înainte, aveți videourile pe YouTube oricum deja de vara trecută, în care v-am explicat mai detaliat experiența mea cu banul.
Dar ideea e că la BAC eu am învățat la toate trei materiile cu una, două săptămâni înainte de BAC și fără meditații, doar cu un coleg de clasă care era foarte bun la mate și căruia îi sunt recunoscător și acum. Dar rezultatul logic că nu a fost la fel de bun ca într-a 8-a, unde am acordat timp și bani învățatului. Dar în final, în BAC, la mate am luat 5, la bio 7 și la română 8 sau ceva de genul, nu mai știu exact, dar știu că media finală a fost 6.96. După recorector 7.2. Au trebuit să strice distracția. În fine, ideea e că dacă ești un leneș borât, examenul e mâine și ai învățat fix canci, încă mai ai șanse, dar nu încerca să citești singur caiete întregi, că nu o să te ajute cu absolut nimic. Structurează materia cât să iei un 5 și atât. Focusează-te pe ce e mai ușor, să iei punctele pe alea. Nu încerca marea cu sarea, subiectul 1, maxim 2 și ceva din 3. Puneți în cap să înveți de 5-6, maxim 7. Crede-mă că ești cel mai productiv așa. Enigma Odilie e un roman de origini derbenic, balzacian și realist, care a fost scris și publicat fără vreun risc în 1903, șop de George Călinescu. Copiatul în examen. Frate, aici e un subiect monitorizat până și de FBI, adică mama, dar fi antenă. Mulți, dacă nu toți, ne-am pus odată în viață problema copiatului la BAC sau la examen în general și am să clarific situația asta odată pentru totdeauna. Dacă faci ce am zis adineauri, nu are rost să copiezi, că mai mult o să te încurce. Maxim, aprop să ai gen cuvintele la cheie sau niște formule la mate care chiar nu ți-au intrat în căpușor, scrise pe undeva, dar ținând cont că o să te streseze tot examenul. Ca să mă înțelegi mai bine, o să vă zic și ce am pățit eu la unul dintre examene. Acolo era un băiat care a fost luat de un prof căcică avea telefonul la el. Tipul a intrat în marbelele după, dar faza cea mai amuzantă e că nici măcar nu l-a folosit. Tipul efectiv terminase examenul, a scos telul și a sunat-o pe masă să-i spună ce a făcut, dar intenția contează și asta a zis și supraveghetorul. Și da, știu că sunt camere și căcat, dar hai să fim serios, pe aia 2 pixel, cine stă să deruleze atâta? Plus că dacă aș fi copiat eu, nu mă vedea nici dracu, pentru că na, am și eu metodele mele, dar repet, dacă vii cu telefon sau ceva căcat unde practic crezi tu că o să ai timp să citești toată materia sau gen să copiezi tot subiectul de acolo, că în cele mai multe cazuri o să vezi că nu poți. Și nu numai că nu o să poți, dar o să stai și cu morcovul în fund cu gândul că o să te prindă ăia și o să te dea afară din examen. Deci, eu unul nu cred că e necesar așa ceva, sau să nu mai vorbim de microfoane, chipuri implantate și camere ascunse. Dracu, ăsta e un examen la care am învățat minimalist o săptămână și tot l-am luat cumva. Nu e o misiune imposibilă, fiți bărbați adevărați. Da, și tu, Maria, v-am zis maxim o ceva mic cu câteva formule, cuvinte cheie care nu ți-au intrat în cap, că dacă încerci să copiezi mot-a-mot de undeva, o să ți-o iei nasol rău de tot, atât pe stres, cât și în pantaloni, iaurt. Ăla încă îmi dă coșmaruri. Comedia, o scrisoare pierdută de Ile Caragiale, este publicată în Convorbiri Literare, e citită la Junimea și jucată la Teatru Național din București în 1884. Pasul final, întrebarea de baraj, a venit. Și anume, cum să îți menții calmul în examen și mai important, cum să nu te pierzi cu firea? Ei bine, eu vă spun de pe acum că în clasa mea eram foarte, foarte mulți deștepți, nu eu? Dar printre care ăștia, așa zici, deștepți, au fost câțiva care au clacat când le-a picat foaia în față și nu pentru că nu știau, dar pentru că nu au putut să-și controleze emoțiile. Așa că ai grijă, fratele meu, te învață tata aici, nu te stresa prea mult, că nu o să te ajute deloc. Cât aștepți după foaia aia de subiecte, mergi la baie, vorbește cu lume, știu că ești antisocial, dar încearcă și evită cu orice preț subiectele de genul tu știi care-i formula binomilor la pătrat? Pentru că eu, spre exemplu, până să intru în sala de examen, știam un lucru și odată ce am întrebat pe ceilalți, am aflat total altceva. Chestia asta doar o să te încurce, pentru că nu știi dacă ce a scos ăla pe gură e adevărat sau nu. Plus faptul că dacă îți pică în examen ceva legat de ce ai auzit cu 5 minute înainte de la prostul ăla din banca a treia, o să te străduiești să-ți amintești ce a zis el, o să combini cu ce știai tu și în final o să-ți iasă o mare shawarma cu de toate.
Shaorma. Deci rămâi cu ce știi tu. Orice informație în plus nu o să-ți intre în tărtăcuță oricum și ține-te tare pe poziție, exersând acasă măcar o dată un examen din anii trecuți. Am mai zis, cu cât ești mai familiar cu ce se va întâmpla acolo, cu atât nu o să ai parte de surprize. Întreabă-ți verișorii, mamele, copiii, cum a fost pentru ei, probabil diferă, dar suntem în România. Să ai la tine un buletin pe masă, o țuică dacă ți-e sete și pixuri după nevoie. Spre exemplu, eu aveam la mine 3-4 pixuri, ca în caz că mă lasă, Doamne ferește, unul dintre ele să nu mor acolo de inimă rea. Adică e bine să fiți și precauz, dar eu sunt un exagerat și jumătate. Și cam atât. Dacă nu aveți copiuțe la voi, stresul ar trebui să fie mai puțin, iar cu cât știi mai puțin, ar trebui să te stresezi și mai puțin. De ce? Ei bine, eu am avut mereu o vorbă. Dacă nu știu nimic, orice văd pe foaia e o învățătură în plus. Acum dă două palme, închide toate taburile cu metode rapide să înveți 3 ani într-o singură zi 2018, lasă memo plusul, lecitinele, cofeina sau orice căcat de pastilă care magic o să te facă să ții minte declarația de independență și revină la realitate. Ăsta e doar un examen și punct. O să treacă el, chiar dacă tu nu... Și ăsta a fost și videoul de astăzi. Eu am fost Alpaca aka Daragiu. Sper că v-a plăcut și nu uita să vă abonați ca să deveniți parte din legiune. Și apropo, mersi mult Denisei și lui Robert și tuturor pentru sugestiile de clipuri de pe Insta care mi-au atras atenția. Și dacă vreți să vedeți ce mai fac sau să mai vorbim în privat, dați un follow Acilișa. Suntem aproape 20.000, sunt mândru de voi. La 3, ca de obicei, Alpaca Kinga. 1, 2, 3. Respect! Apropo, legiune, vreau să vă mulțumesc pentru că încă sunteți de atât timp împreună cu mine. Pe canalul ăsta aproape am strâns 200.000 de legionari alpace și nu am cuvinte, adică nu prea îmi pasă mie personal, având în vedere că acum 2 zile credeam că încă suntem 100.000, până când a venit vara mea la mine să-mi zică bravo, că mai am un pic și ajung la 200.000, mersi Cătălina, adică pe mine, eu vă apreciez pe voi și nu numerele din spatele vostru, atât timp cât noi ne simțim bine aici, asta e tot ce contează pentru mine și vă mulțumesc încă o dată că vreți să faceți parte din chestia asta împreună cu mine. Legiunea pe viață, vă pup și da, știu că n-am postat joi, futur...